Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la un nou episod din Podcastul Spandugino. Ne uh, revedem astăzi cu profesorul Mircea Angelescu. Bine ați venit, domnule profesor. Ne Vă. bucurăm să fim împreună din nou cu, cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu mă bucur să fiu cu dumneavoastră și cu toată ambianța editorii. Ne revedem cu profesorul, cu istoricul, literar, cu criticul Mircea Angelescu și ne revedem și cu cărțile domniei sale, această comoară pe care o avem pe masă, această comoară îmbogățită cu încă un titlu de practic câteva zeci de, de ore, și anume cu acesta, literatura între, între două luni, colecția extraordinară, colecție Distingo, a editorii Spandugino. Aș începe întrebându-vă, domnule, domnul profesor, cum definiți, cum lucrați cu această formulă, literatura între, între două lumi. Ce e pentru literatura această condiție, să zic, de a fi între două lumi? Ce e pentru dumneavoastră această condiție? Nu știu dacă am dreptate, dar impresia care s-a format în decursul timpului, ca profesor mai mult și după ce am pierdut contactul cu studenții... Nu de tot? Nu de tot dar și cu reacțiile cititorilor, îmi dau seama că a citi un text este o ocupație, e o... o tehnică care se câștigă și care diferă de la persoană de la, perso la persoană și cu cu efecte diverse. Pentru că suntem învățați din clasele colare, primare, nu să citim și tehnicile noastre de lectură, care înseamnă și tehnicile de apropiere, de însușire, de, de pătrundere într-un univers și un text propriu-zis, sunt diverse și rezultatele tehnicilor de pătrundere acestui univers sunt și ele diverse. Și se poate discuta și se poate influența în multe feluri. Spuneați că e o tehnică sau sunt tehnici care se câștigă. Înseamnă că, apropo de sintagma aceasta literatură între două lumi, sunt tehnici care se pot pierde sau... Cum, da. în, în ce fel, începe. Da fel nu m-am gândit, dar aveți dreptate, se poate și pierde, pentru că a ieșit dintr-un uz familiar, dintr-o tehnică pe care o folosești zilnic sau mă rog, săptămânal, ore, înseamnă să te sustragi dintr-un univers cu care cum lucrai până atunci, să vă spun, sunt un om foarte în vârstă. Primul nu sunteți meu... unul afară în <laughs> Da, după 80 de ani ești foarte în mm. uh, Primul meu an, uh, cum era de așteptat după terminarea facultății, a fost în uh, provincie. Am făcut navetă zilnic, nu era la Urziceni, era un, un ceas dus, un ceas întors, îmi puteam permite, dar aveam în felul ăsta contact cu o lume intelectuală de o natură diferită de aceea pe care o întâlnisem până atunci. Prima întrebare și prima reacție la întâlnirea cu directorul școlii elementare de 7, de, de 8 ani, nu mai știu câte erau. Pe la lumea. care făceați naveta, da? Sau câte da. care făceați naveta, da? Da. A fost domne, ai pretenție la ore suplimentare, n am nicio pretenție, dacă se poate să cât da. se pot comasa orele în aceleași zile, ca să fac la două zile, la trei da. zile. În regulă, ne-am înțeles foarte bine. Într-adevăr, pentru a duce într-un mediu de natura asta, de copii. Care aveau o, o, o pregătire, nu zic sumară, dar de un anumit tip, de profesori. Sau de altfel decât. De altfel. Era. Da. da. E nevoie de un tip de, de cadență, ceea da. ce nu era acolo, apropo da. de faptul de a se pierde sau de a se câștiga, nu? E nevoie de un fel de investiție în, în timp. Vreau să vă întreb dacă această condiție a literaturii, a literaturii de a fi între. Plasate între două lumi, Este, din punctul nostru de vedere, o fatalitate sau este o condiție chiar mai mult decât atât? E ceva ca un privilegiu pe care îl are literatura? dreptate, nu m-am gândit că ar putea fi și un privilegiu, dar cred că este și un privilegiu. Uh -huh. Pentru că dacă nu te împinge cineva către un anumit cel nobil, interesant, generos, nu te duci. Ori, dacă nu am uh, această facultate de a căuta singur, să zic așa, noutatea, era un oraș, nu Urziceni, la da. care făceam naveta, cu puține, puține lucruri și puține persoane interesante. Uh, dumneavoastră, nu și vă sunteți într-o într poziție... Profesional vorbind, nu știu dacă ambigu, dar oricum declarificat, sunteți critic literar, sunteți istoric literar, faceți trimitere la această ambiguitate inclusiv în textul Vreau. programatic, în textul de, de deschidere al acestei, acestei cărți. Ce sunteți? Și și sau? Cred că nu se poate să nu fi și și. Uh -huh. Două, trei, patru tipuri de activitate, de specific al lecturii, nu se poate pentru că textul te incită și îți cere pe măsură ce ai mai multă experiență și posibilitatea de a pătrunde în diverse, să zicem, viziuni, diverse puncte de, de privire, de focalizare, uh -huh. unghiuri de vedere, cum se spune, perspective, da. Vedere, iar cu timpul, începând să scriu, să fac foiletoane la, la România Literară, a intervenit și obligativitatea morală, cel puțin, de a acoperi un spectru mai larg de apariții. Nu, nu fac recenzii la cărțile prietenilor sau cunoscuților, ci încerc să reprezint un spectru cât mai larg de preocupări. Să vedeți un tablou mare, cum ar veni, exact. cum s-ar zice. Exact. Apropo de chestiunea aceasta de, de ontologie profesională și de etică, să zic așa, cine are din punctul nostru de vedere o responsabilitate mai mare, criticul literar sau istoricul literar? Păi, uh, sunt diferite pentru că istoricul literar nu poate acționa post-factum. El spune ce-a fost, deci nu mai poate acționa asupra unei epoci la care se referă, dar uh -huh. care e revolută. S-a încheiat, a consumat, a... da. da. Uh, e complicat. E complicat pentru că apar tot felul de relații, de prieteni. Dacă scrii la gazetă... Acum mai ales în cazul criticului literar vorbesc, În cazul nu? Criticului, deci, da. practic, sunt seturi diferite de responsabilități da, etice, da, 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 da. așa zicând, la modul, la modul ideal. Dar, dar cine riscă mai mult? E o întrebare complementară întrebării anterioare. Criticul literar sau istoricul literar? Criticul literar poate greși, poate greși fiind prea entuziast sau, din potrivă, prea rezervat față de ceva pe care încă nu-l poate plasa într-un univers care e în mișcare. Universul lecturilor, a felului de a citi. Dar, cu timpul, se clarifică lucrurile. Nu e, nu e simplu. Pentru că apar prietenii, scrii la gazetă, îți trimite cartea, dă un telefon, n-ai scris despre care. Asta e un tip de bruiaj. Un altul ar putea să țină de, să zic așa, de raportarea de, de distanță. Istoricul literar are o anumită distanță, da, nu? Sigur. De când criticul literar nu, nu da. are în mod obligatoriu. Nu, nu, sigur, și e influențat de atmosfera în care citește și scrie, da. de relații. Da. De... da. Suntem împreună cu Mircea Angelescu la podcastul Spandugino, Reziliență prin Cultură. Vorbim mai ales despre literatura între, între două lumi, cronice, seuri, dialoguri, colecția Distinguo. Ce este această carte? Cum o așezați, să spun așa, în, în tabloul sufletului dumneavoastră? E în expoziția o carte neașteptată, și pentru mine, pentru că, într-un fel, mi-a fost sugerată, mi s-a pus întrebarea dacă nu vreau să dau un volum și am fost și foarte onorat și oarecum surprins, nu? Interesul autorului este să fie citit. După ce ai apărut într-un săptămânal, textul respectiv, Poate să alunece spre extreme, spre în afară, sau poate să fie punctul de plecare al unor reveniri care să se adune, coaguleze într-un proiect, da. proiect mai amplu, da. Să spunem că majoritatea textelor din această carte, antologate în această carte, sunt textele, poate unele cu anumite finisaje, nu, de la rubrica dumneavoastră faimoasă din. Din România literară, dar ia carte este mai mult decât mai mult decât atât. Mai mult decât sunt, o antologie sunt, de texte da. de rubrică. Da? Da, pentru că sunt selectate textele care mi s-au părut că mai au încă un potențial și pe care le-am potențial și substanță pe care am reluat-o. Una dintre magile teme ale recurente, fie într-un fel explicit, fie într-un fel implicit. Care se regăsește în această carte, e aceea a ideii că cititorul este un autor. Cum elaborează dumneavoastră în marginea acestei formule? Un cititor este, citez, din ceea ce spuneți, în egală măsură, un potențial autor. Cum anume este un potențial autor? Un cititor adevărat, deci cu experiență de lectură și de, de oarecare. Bogăție a textelor pe care le-a parcurs, a tipurilor de literatură, nu poate să facă ușor observații pe marginea unui text de genul ăsta care apare într-un periodic. Aici uh -huh, uh -huh. rămâne ceva de spus, aici i-a scăpat un lucru dau toate astea, de fapt, să duc spre ceea ce știu că ăsta se ocupă de 20 de ani de nu știu ce uh -huh. subiect și le reia, deci pregătește ceva. Asta arată un fel de conviețuire intelectuală între cititor și cel care semnează foiletonul respectiv. Este pentru cel care face și istorie literară un pic, deci, care are ambiția să dea ceva mai mult decât un text care peste o săptămână da, da. zboară spre coșul de gunoi al istoriei. Al istoriei. La limite, da. da. Mm. Toate astea sunt posibile cu colaborarea între cititor dacă reușești să l apuci de pulpană și să Da. E autor. Raportul acesta de fapt cititor autor este unul foarte foarte generos. Se pot scoate foarte multe lucruri da. din el. Aș întoarce perspectiva. ca să ne și jucăm puțin așa. Dar un autor astăzi atât mai mult când se când se scrie și se publică atât de mult, enorm, uh, scandalos de mult, aș spune așa, sau oricum. Așa greu de cuprins cu mintea cât de mult se publică. Te spune, am citit dar acum câțiva ani, ceea ce înseamnă că azi este cu atât mai valabil. Te spune că într-o singură zi se publică numai pentru literatură atât de multe cărți încât nu le mai poți citi într-o viață întreagă, de ambuni. Deci, ce vreau să se întrebe dar un autor nu trebuie să fie și el un cititor? Un cititor atent? Nu, nu e obligat aproape? adică. Asta e obligat. Asta e nu verbul. poate să nu fie. Mai poți să mai fii un autor fără a fi un cititor? De nu, nu, nu. Nu, asta e situația lui Robinson pe o insulă pustie unde nu are ce citi. Nu poți dacă ești om de meserie, deci fie student, fie profesor, fie pur și simplu cititor de literatură și sunt și din ăștia care nu au un interes imediat, concret în citit literatura. Literatura este un spațiu de, de relaxare și de interes mai larg. Deci, la întrebarea dacă un autor trebuie să fie un cititor, dacă adăugăm aceste întrebări, pentru că presupune că răspunsul este evident da, ce fel de cititor trebuie să fie un autor? Iarăși, în registru aproape al obligativității, un cititor de cursă lungă, nu un cititor, un cititor de cursă lungă, nu? Și un cititor cu o anumită tehnică. Eu, de pildă iertați-mă că vă dau, dau, un exemplu prost. foarte bine, e un exemplu foarte bun pentru că mi aș citit în minte, fiindcă vreau să vă întreb, dumneavoastră ce fel de cititor sunteți acum? Asta vreau Sunt între. un cititor uh, cu tehnici depășite. Eu fac însemnări pe marginea cărții, subliniez uh, Ia uite -a un... aici. Cum citiți? Cu creionul în mână, luând notițe. Deci ați citit în mintea mea. Sublinim pe o carte? Da. Harponând, cum da, se absolut. zice, cum zice Dânce Mihăilescu. Deci, o harpona asta cu creionul în mână, băcând notițe pe marginea lor, da? Da, sublinier, un cuvânt care să trimită la, vezi, nu știu ce, uh -huh. pun un semn acolo. Sigur că uneori mi se întâmplă să și uit. Absolut, e inevitabil așa da. ceva, da. da. Deci, e un fel de lectură, cum să spun, în priză directă, o lectură da. aproape senzualistă. A, așa. Nu? Activă, da. Da, A, și foarte activă este diferit cititorul Mircea Angelescu de astăzi, din dimineața aceasta superbă în care facem o filmare, nu mă pot opri să nu admir încă o dată lumina asta care vine spre noi. Deci este cititorul Mircea Angelescu de astăzi, în vreun fel diferit, fundamental de cititorul Mircea Angelescu de acum 25 de ani, de acum 50 de ani? Da, fără îndoială și cred că e un proces care mai mult sau mai puțin, dar care se Produce cu toți cititorii. Nu cred că o cineva care a trecut printr-o formă superioară de studii, deci să zicem care a făcut o facultate, da. nu citește din când în când ceva. Fie în propria lui disciplină, fie pentru relaxare, lecturi delectabile, romane uh -huh. polițiste, uh -huh. romane uh -huh. de amor, Dumnezeu știe. Uh -huh. Dar. Nu cred că există asemenea cititori care să nu aibă reacții pe care de multe ori simte nevoia să le. Doar că reacțiile de acum sunt altfel decât reacțiile de acum 25 <laughs> sau de acum 50 de ani. Vai, da. Pentru că mintea este alta, nu? Și absolut. pentru că dumneavoastră, într-un fel, sunteți altul. Da. Fără să fiți diferit la modul absolut, ci sunteți. Da, sigur. Să acumulează probabil încet, da. încet să și transformă profilul. De... Însă, pe de altă parte, și acum 25 și acum 50 de ani, la fel, făceați notițe, scriați cu creionul în marginea cărților. <laughs> Chiar și la 12-15 da. ani, nu? Când citeați Jules Verne, nu? Știu bine. <laughs> da. 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 Am spus unde Ați spus cu mine, ați exact. mai vorbit, da? da. exact, despre Jules Verne și... Da. 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 Într-adevăr, da, aveam obiceiul ăsta prost. De fapt, aveam mai multe obiceiuri. Am copilărit într-o vreme foarte tristă și mestină, anii 50, începutul anilor 50, și mă interesa cartea, și atunci aveam informații despre cărți în singurul ziar care se putea cumpăra, atunci scânteia. Și erau mici între fileuri de uh -huh, o coloană, uh -huh. două, câteva zeci de uh -huh. rânduri. Dacă mă interesa, decupam uh -huh. și puneam în pe o copertă interioară a cărții de care ca să revin. Aveam un început instinctiv de tehnică, de, de lectură. Nu-mi dau seama dacă era... E importantă, văd că ne vine cuvântul ăsta, dar e foarte important tehnică, nu se cuvântul, sintagma da. mai spune, tehnică de, de da. lectură, nu? Da. Din ea derivă și tehnica de a, poate deriva și tehnica de a da. scrie, nu? Da. Absolut. Da. 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 Legat de cărți, le citiți acum mai ales sau le recitiți? Apropo și de ce spune... Nu. Prietenul dumneavoastră, ce spunea Matei Călinescu, nu? Da. Uh, nu recitesc orice carte. Recitesc Două tipuri de cărți. Uneori, destul de puțin și rare ori, când simt nevoia unei destinderi și reiau un, de, să zicem, un roman polițist uh -huh. celebru, nu știu, Simenon, autor celebru. Și mai citesc așa ceva. Altfel, recitesc cărți în care e, caut să-mi verific anumite. Amintiri care pot să fie greșite, exagerate, am dat prea multă importanță unei remarci, de fapt, acolo nu era substanța pe care da. o căutam. Deci, pentru verificare, să zicem, ar fi da. a doua da. formă de recitire. Mai găsiți acum Lâna de Aur în cărțile <laughs> pe care le citiți sau le recitiți. <laughs> da. Să spunem că trimiterea aceasta, care e și una mitologică, la Lâna de Aur, e și o trimitere la titlul unei cărți da. care vă aparține, unei minunate cărți care vă aparține în lâna de aur. Da. Deci, mai regăsiți Luna de aur în cărțile pe care da. le citiți, pe care le recitiți, pe care le scrieți? Nu, n-aș spune, n-aș îndrăzni să spun, pentru că acolo în cartea asta m am referit la o o situație și la un tip de lecturi care mă interesează Nu posibilitatea de a traversa strâmtori, spații, oceane pe care uh, nu prea mai cred și nu mai îmi iau o, o steneală de a naviga cu galera pe o mare necunoscută. Uh -huh, uh -huh. Dar uh, rămâne interesul de principiu, s-ar putea să. Să mai apară ceva putea, între da. firele de alea, nu? Da, absolut. Da. Simt. Dumneavoastră călătoriți mult prin intermediul literaturii, așa este? Foarte mult. Unde anume călătoriți, mai cu seamă, în această carte, literatura între două lumi, cronice sau dialoguri, colecția Distingo, editura Spandugino? Unde călătoriți aici? Unde ați vrut să călătoriți, mai ales aici? Nu a fost uh, cu intenție, uh, nu am... Unde a ieșit să călătoriți atunci, chiar dacă nu a fost intenție? Da, uh, în momentul în care am avut uh, această posibilitate, am fost întrebat dacă nu am uh, un volum de propus atunci. Uh -huh. Mi-am uh, rearanjat uh, împrăștierea subiectelor a, a o ordonare tematică, să spunem mai da, nu um, atât cronologică, la... da, cât una tematică, tematic, cu precădere. Da. da. Sau e o ordonare tematică, una care are niște repere ce țin, pe de-o parte, de lumea veche, inclusiv lumea veche a literaturii, și, pe de-altă parte, de lumea contemporană a literaturii. V-aș întreba mai întâi: cum ne ajută pentru lumea de asta, sau cu ce ne ajută lumea veche literară pe care dumneavoastră. O știți atât de bine că i-ați dedicat atâtea cărți și că i-ați dedicat aici zeci de pagini admirabile în literatura între, între, între două lumi. De ce e bine să ne amintim? La ce e bună lumea aceea literară pentru lumea de astăzi? Lumea noastră. Suntem determinați într-o bună măsură de. de fatalitatea nașterii noastre. De pildă de faptul că am găsit în, nici nu pot să zic în biblioteca uh -huh. părintească, ci într-o cameră din locuința în care a stat câțiva ani tatăl meu când era student. Cred că era la Ploiești, nu în București. Și în care am găsit o mulțime de reviste și de cărți, multe cărți, dar mai ales reviste, cu semnătura lui și cu marcajul unor texte care păreau să-l fi interesat. Asta a fost o curiozitate să mă găsesc în eventuale asemenea lecturi paterne. Tata a fost medic, evident. Uh -huh. nu Era un impuls de, de adolescență, de tinerețe. Nu. nu. Dacă îmi dați voie să spun în alte cuvinte ce sugerați mai înainte, nu numai că ne ajută, nu numai că trebuie să ne întrebăm și nu numai că la ce ne ajută lumea veche a literaturii, și nu numai că răspunsul este evident, dar noi suntem și lumea aceea veche, nu? E semnul că noi nu venim de astăzi, din, din, zero, nu venim din nean, Suntem și lumea, lumea aceea de e parte facem. cumva din, din noi. Putem spune despre literatura între două lumi, cartea aceasta care la momentul la care facem noi filmarea a ieșit de câteva ore numai din tipografie. Putem spune așadar că această carte este și un act de dreptate, e un fel de a face dreptate unui autor, unor autori, mai multor autori. Implicit. Implicit. Fără intenție, nu m-am văzut în postură de justițiar. Sau de ar... cavaler al așa. Da. Așa, dar implicit... Implicit, da, pentru că am... Nu pot zic neapărat că m-au atras, dar n-am refuzat să mă uit înapoi în texte, în în colecții de reviste vechi, de reviste literare, cum era viața românească sau gândirea, și să descoper acolo lucruri interesante și să-și trag care profit, adică să găsesc nu subiecte sau sugestii pentru ceea ce până la urmă s-a concretizat într-un fel, într-un uh -huh, uh -huh, uh -huh. text. Cum să se raporteze la clasicii literaturii uh, uh, noastre, la clasicii pe care noi îi, îi avem? De, de ce de ce am mai avea nevoie de ei ca să fiu un pic provocator, acum când revoluțiile la minut se succed așa de repede, când totul e într-o veșnică schimbare? La ce bun Odobescu aveți câteva da, pagini da. extraordinare, la ce bun... Caragiale, La ce bun Eminescu? Eu știu la ce bun, dar provoc acum sigur, să nu fiu greșit înțeles. Sigur. Da, textele autorilor importanți <coughs> trec pe sub ochii generațiilor și ele încet, încet ies din circuit și e nevoie să fie readuse, să fie pentru alte motive, pentru alte puncte de plecare pentru comentariile respective. Este vorba de o regândire a receptării noastre în felul în care privim literatura care a trecut de noi. Cum să facem încât, duc mai departe ceea ce spuneți noastră cu generalitate, nu doar să-i cităm, ci să-i și citim pe, pe clasici. Cum să facem ca atunci când trecem pe lângă o statuie, ea să ne pară măcar un pic vie, ea să ne facă, într-un fel metaforic, cu ochiul? Este nevoie de, de o condiție specială. Cineva să-l tragă de mânecă pe trecătorul respectiv pe da. statuie, fie că e vorba de un profesor, de un. O deci de o, un curs de un uh -huh. seminar la uh -huh. care descoperă celor care participă acolo și o anumită deschidere, o anumită un unghi, să spunem, uh -huh. de, de vedere care altfel nu s-ar fi manifestat. Dar dar în general asemenea puncte de vedere au istorii, au o, 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 un trecut care n-a fost bineînțeles, n-a fost văzut. N -a. Sau chiar dacă a fost bineînțeles, care se cade să fie readus în actualitate. Da. Au ca un fel de, da. de comoară la purtător. Da, Asta da, e da, ceea ce da, spuneți da, dumneavoastră. Da. Uh, ce privilegiați dumneavoastră, să zic așa, criteriul estetic sau perspectiva contextuală, un mod de a gândi literatura în context. Depinde de ceea ce am în vedere. Adică, la vârsta asta, în general, reiau sau iau o carte în mână când am un scop. Uh -huh. Să scriu ceva, uh -huh. Uh -huh. un foileton, o, un capitol dintr-o carte. O, articol dintr-o substanță mai largă care se va manifesta în ceva ce încă nu știu. Um, Dar, de eu, fapt, de ce criteriu este, asta e întrebarea ascunsă, de ce criteriul estetic, care este foarte important, cât se poate de necesar, de ce el nu e suficient? Pentru că nu este în el suficient. El nu e în suficient, sine, nu? În da, sine, da. Avem toți o obișnuință, o tehnică și un bagaj de lecturi. Adică care o istorie, de fapt, o istorie. personală sau mai mare, da? Și pe care o întrebuințăm. în da. momentul în care citim un text. Indiferent, și un roman exact. polițist, dar dacă se adună ceva ce nu mă așteptam să găsesc, apare în. Aceasta, să spunem, uh, vine un termen neacademic, un ghiveciu ăsta de da. impresii, de observații, da, da. de puncte de vedere care încă nu sunt concretizate într-o viziune propriu-zisă, atunci, sigur, sigur. Instrumentarul să... pe care îl folosim să fie mai, fie mai, amplu, mai amplu, Da. Amplu. Da. Eseul uh, din finalul acestei cărți e despre uh, bulevardele uh, vieții ale Sandei Oropenția. Golopenzi. Ce vreau eu să vă întreb e, bulevardele vieții uh, e totuna cu, uh, sau pot fi totuna cu bulevardele literaturii? Fără îndoială. În mare măsură, da. Pentru că literatura este o formă de în în castrare, de, de așezare a unui sentiment trecător, impresii care se concretizează într-o viziune, atunci, sigur. Mm -hmm. Vă simțiți în continuare protejat de literatură, protejat de bulevardele acestea mari ale literaturii? Sau, ca să zic așa, și cu asta, asta e ultima întrebare, uh, pentru dumneavoastră, acum și încă, acum poate mai mult decât înainte, uh, deci, poate că literatura e chiar mai mult decât un, un scut protector? Fără întoară. Fără întoară. Este mai mult, este și o, o, un clopot de... Binefacere, de bună atmosferă sub mm -hmm. care te plasezi când citești literatura, dar este și punctul din care pleacă descoperirile de lectură, o aș neașteptată reacție, reminiscență. O... Și un fel de prelungire a vieții, cumva. O, și o prelungire a vieții. Aveți dreptate. Am fost în literatura între două lumi am fost împreună cu această carte, sau având la mijloc această carte, am fost împreună cu distinsul domn Mircea Angelescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru bucuria acestui dialog și pentru, pentru cartea aceasta minunată și numai bine să se, numai bine să se adune. Vă mulțumesc și dumneavoastră și editorii și... Mulțumim, și mulțumim încă o dată și noi și editorii și toate, toate, toate cele bune. Mulțumesc. V a făcut plăcere.